Consilierul județean Dan Vâlceanu spune că primarii nici nu au timp să repare drumuri în mai puțin de o lună, iar banii primiți acum de la Consiliul Județean nu vor fi cheltuiți, edilii fiind nevoiți să-i restituie statului. Cred că în 3-4 zile avem Ziua Națională a României, 1 decembrie. Și noi le dăm drumuri, noi le dăm bani să repare drumuri. Dar îi mai și anunțați, că așa am înțeles de la domnii primari, că ei și luați înapoi la sfârșitul anului dacă nu-i cheltuie. Deci le dăm bani la 1 decembrie să repare drumuri și la sfârșitul anului, în 30 zile, le luăm bani înapoi. Că n-au reușit să facă nimic cu ei. Frumos model de administrație. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a declarat că sumele care merg acum la primării nu sunt mari. Drumuri. Domnul consilier, sunt sume de la bugetul de stat. Consiliul Județean, potrivit legii, le repartizează și nu le retrage nu revin Consiliul Județean. Se regularizează potrivit legii finanțelor publice locale și le ia statul înapoi. Și atunci eu mi-am făcut datoria să găsească. Și de aceea repartizarea aceasta de final, și dacă vă uitați pe sume, nu reprezintă niciun risc de a nu fi cheltuite. Că în ultima lună e nevoie de material antiderapant, e nevoie de corectarea unor reparații curente pe drumurile comunare ca să intre pregătite pentru ea. Scandalul pe drumurile județului a fost amplificat de consilierul județean Victor Banța. El spune că a sesizat Consiliul Județean de ani de zile să ia măsuri pentru ca șoferii să circule în siguranță. În intersecțiile periculoase din județ, unde s-au petrecut accidente rutiere grave, nu s-a remediat nimic. Vreau să se facă o statistică, să vedeți și dumneavoastră cât de multe accidente se întâmplă. Unele chiar foarte grave, unele cu vătămări corporale. Doamne ajută, până acum, din ce știu eu, n-au murit oameni, au murit anterior și oameni. Și revin și arăt. Faptul că noi alocăm acum pentru drumuri comunale și județene niște sume derizorii de 10.000 de lei, de 12.000 de lei, deci chiar și de 50.000 de lei, asta nu ajută cu nimic. Banii ăștia se risipesc printre multe, multe alte probleme. Și e ca și cum ai arunca o picătură de cerneală într-o mare. Șeful județului susține că nu e niciun pericol pe drumuri pentru că zonele cu probleme sunt semnalizate corespunzător. Eu știu foarte clar că și drumul de care dumneavoastră vorbiți, și așa este, s-a întâmplat acolo, este semnalizat în mod corespunzător. Atenție! Nu este adevărat, domnule președinte, vă arăt film făcut de mine, indicatorul de Transalpina obstrucționează toate celelalte indicatoare. Un astfel de eveniment s-a produs în vara anului trecut în intersecția de la Câmpu Mare. Au fost înregistrate 7 victime, iar 2 persoane și-au pierdut viața. O tânără de 17 ani și un preot de 28 de ani. La acea vreme, reprezentanții autorităților județene au promis sensuri giratorii în zonă. Promisiunea a fost uitată repede.